Dragi prieteni, Hristos a înviat! Învierea Domnului aduce bucurie în sufletele tuturor, întărește încrederea și speranța. Cu prilejul acestei sfinte și frumoase sărbători, elevii Școlii de Arte Valeriu Polakov, secția Teatru și Arte Vizuale vă prezintă un vernisaj și un recital de poezie pascală. Nu există în lume în care să nu fie ortodoxi. Credința noastră ortodoxă este întemeiată pe dragoste. Credem în Împărăția lui Dumnezeu, în nemurirea sufletului. Credem că Iisus Hristos a înviat ca să învingă răul, ca să sfarme întunericul și toată tristețea acestui veac. Hristos a înviat. Poezia călugărului Petru de la Muntele Athos. Nu-i cerul astăzi mai senin? Nu-i sufletul mai luminat? Făclia arde ca un crin. Hristos din morți a înviat. Simți parcă iarăși că te naști, ca floarea, ca floarea fără de păcat. Asemeni ei cântând de Paști, Hristos din morți a înviat. Prin sălcii păsări se aud voioase, clopotele bat, iar firul ierbii tot mai crud. Hristos din morți a înviat. Iar ouă roșii când ciocnim, cum după dati ne-am păstrat, din toată inima rostim frumos, adevărat a înviat Hristos. Amelia Barbă, eleva profesoarei Elena Bivol. Mă numesc Popenco Francesca și sunt eleva Școlii de Arte Valeriu Polakov. De ce pentru noi Hristos a înviat, de Raisa Plaieșu. Ce-i lumea asta, Doamne? Mașini, palate, cu euro la conturi, fără de sfârșit. Cel sărac de-o viață, toba vremii bate și nimeni nu-l aude când pleacă în mormânt. Ce-i lumea asta, Doamne, cu mitinguri, proteste, corturi întinse în stradă, îngerul înstelat. Și așa viața e scurtă, în suflet una este. De ce atunci pentru noi Hristos s-a înviat? Ce-i lumea asta, Doamne? O sândă, prigonire, trăiești de azi pe mâine într-o țară fără de noroc. Cineva promite că face cu țară mama unirea. Cum să facă, că din ea făcut au cărți de joc? Ce-i lumea asta, Doamne? O înjunghiere dură, făcută de-o femeie propriului său bărbat. Mai bine nici nu se năștea, că n-a avut măsură. De ce pentru noi atunci Hristos a înviat? Ce-i lumea asta, Doamne? O atletică prin lume, sport vrând să facă din viață fără rost. Performanțele lor nu au nici medalii și nici nume. Pierdut au competițiile, fără rugăciuni și post. Ce-i lumea asta, Doamne? Un răsărit de soare, o stea ce cade în mare, dor de viață arzând. O ambulanță ce înghite oameni și dimineață, seară. Făclii tăcute aprinse pe stal omului mormânt. Vino, vino, Doamne, pe pământ coboară, ne-ai promis că vii a doua oară
pe pământ. Privesc la ceas și mă întreb, oare la ce oră? Și oare în ce zi și în ce noapte vei face legământ? Hristos a înviat de Alexandru Vlăhuță. Și-au tremurat stăpânii lumii la glasul blândului profet. Și un dușman au văzut în fiul dulgherului din Nazaret. El n-a venit să răzvrătească, nu vrea pe ira nimănui. Desculți pe jos colind de lumea și mulți hulesc în urma lui. Și mulți cu pietre la lungă și râde el ca de un smintit. Iisus zâmbește tuturora, au tot puternic și smerit. El orbilor le dă lumină și muților le dă cuvânt. Pe cei infirmi îi întărește, pe morții scoală din mormânt. Și tuturor deopotrivă împarte darul său ceresc. Și celor care cred în trânsul și celor ce-l batjocoresc. Urască-l cel fără de lege, ce-i pasă lui de ura lor? El a venit să aducă pace și înfrățirea tuturor. Fiți blânzi cu cei ce vă insultă, iertați pe cei ce vă lovesc. Iubiți pe cei ce în contra voastră cu vrăjmășie se pornesc. Voi toți și-ați plâns în întuneric și nimeni nu v-a mângâiat. Din lunga voastră îngenunchiere, sculați, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ce vorbă sfântă! Țimți de lacrimi ochii uzi și în suflet parcă serafimii-ți cântă de câte ori creștine o auzi. Hristos a înviat în firul ierbii, a înviat Hristos în adevăr, în poienița unde-ți burdă cerbii, în florile de piersic și de măr. În stupii de albine fără greș, în vântul care suflă mângâios, în ramura înflorită de cireș, dar vai, în suflet, ți-a înviat Hristos. Ai cântărit cu mintea ta creștine, cât bine ai făcut sub cer umblând, ești tu măcar acum pornit spre bine, măcar acum mai bun, mai blând. Simți tu topită în suflet vechea ură, mai vrei pierzarea celui plin de har? Ți-ai pus zăvor pe bârfitoarea gură, iubirea pentru semeni o simți jar? O, dacă aceste legi de apusuri sfinte în aur măcar azi te-au îmbrăcat, cu serafimii în suflet, infierbinte, ai drept să cânți, Hristos a înviat. Iisuse, ce ți-am dat de Costache Ioane? Tu ne-ai dus iertare. Ne-ai dat salvarea-n dar, ne-ai scos din închisoarea păcatului murdar. Ne-ai dat o nouă fire și un veșmânt curat, dar noi ca mulțumire, Iisuse, ce ți-am dat? Tu ne-ai dus puterea, scântei din focul tău, o sfântă învăpuire, ce mistuie ce-i rău. Spre veșnica cetate o cale ne-ai tăiat, dar pentru aceste toate, Iisuse, ce ți-am dat? Tu tot ce aveai în lume și în cer ne-ai dăruit, și inimă, și nume, și duh nemărginit. Și în zarea albăstruie, tu ce-ai luat și cât? După doar 4 răni de cuie și o rană în piept. Hristos a înviat de Ioana Mester.
La icoana din odaia mare, o măicuță a îngenunchiat. Ruga se sfârșește în așteptare. Pentru a câta oară îi se pare că atâta dor și atâta jale va aduce în pragul pe băiat. Își dorea să-i vină acum feciorul de undeva din lume înstrăinat. De un pustiu de vreme duce dorul și-ar fi vrut să-l vadă azi în sat. Mândru, cu flăcăie la oaltă, în cup nou și clopul înstruțat. Clopotul doinește a chemare la biserica de lemn din sat. Merge lin măicuța pe cărare. Coșul rânduit cu destulare pentru sfânta taină de închinare, cu colac și ou încondeiat. Slujba s-a sfârșit spre dimineață și deja sătenii au plecat. Singură, măicuța își dă povață. Dacă Dumnezeu așa a judecat, resemnată șterge de pe față lacrima. Hristos a înviat. Mă numesc Caraman Ana Maria, eleva secției teatru, clasa profesoarei Liuba Cernomoreț. Iisus al tău, de Margareta Guțan. Când mergi prin feria primăverii, aminte să-ți aduci, frate creștine, cum coborâ lumina învierii, să facă drum în noapte pentru tine. Să-ți amintești de mama durerată, care a scăldat în lacrimi omenirea, și crucea lui în ceruri împlântată, prin moarte dăruindu-i nemurirea. Adu-ți aminte în sfinte primăveri de fiul credincios până la moarte. Ce cupa își bău găsind puteri, a merge fără preget mai departe. El te-a știut mereu, frate creștine, și pentru tine inima și-a pus. El s-a jertfit anume pentru tine, chiar pentru tine a înviat Iisus. Iubește-L ca pe zorii dimineții, iubește-L ca suflarea ce o ai, că El te cheamă spre lumina vieții și-ți dă în dar tot binele din rai. Spune-i acum că-i mulțumești de toate, spune acum că ești îndatorat, ca din lumina lui să-ți facă parte cel care pentru tine a înviat. La Paști, de George Topârcean. Astăzi, în sufragerie, dormitau pe o farfurie, necăjite și mânjite, 10 ouă înroșite. Un ou alb abia ouat, cu mirare le-a întrebat: ce vă este, frățioare? Ce vă doare? Nu vă ninge, nu vă plouă, stați gătite în haină nouă. Parcă Dumnezeu mă ierte, n-ați fi ouă. Ah, suntem fierte, zice un ou rotuncifrez lângă pasca cu orez. Și schimbându-și brusc alura, toate au început cu gura. Până la urmă, tot nu scap, ne gătește de paradă, ne ciocnește cap în cap și ne zvârle coaja în stradă. Ce rușine! Vai, ce dezastru! Preferam să fiu omlet. Eu de m-ar fi dat la cloșcă, aș fi scos un pui albastru. Și e unul? Violet? Eu mai bine ar fi să tac, așa, ca galben sunt, când vine să-mi închipui că pe mine m-a ouat un cozonac. M-
Mă numesc Coala Cristina și sunt elevă a clasei a 4-a a Școlii de Artă Valeriu Poliakov. Profesoară Elena Bivol. Psalm de Paști, Adrian Păunescu. Ce bine mie a-ți recunoaște ștergarul alb de in la porți. Te-ai pregătit și tu de Paște. Hristos, Hristos a înviat din morți. Pe mal de râu mai cântă broaște și râul cântă în contraforți. Reînviem și noi de Paște. Hristos, Hristos a înviat din morți. A reînvia, a te mai naște, e darul crudei tale sorți, să ne privim în ochi de Paște. Hristos, Hristos a înviat din morți, asim, ce pe pietre Paște, te reînvață să suporți și ani pustii și zi de Paște. Hristos, Hristos a înviat din morți. Și vom muri și ne vom naște, și plin de sorți și fără sorți, dar vom avea o zi de Paște. Hristos, Hristos a înviat din morți. Creștine, ca să poți renaște, deschide crucii orice porți, rectitorește-te de Paște. Hristos, Hristos a înviat din morți. Scariana Bace sunt elevă a Școlii de Artă Valeriu Poliakov, secția teatru, din clasa doamna profesoară Elena Bivol. Voi recita poezia Rugăciunea. Ca lumina învierii Mântuitorului se va ducă în suflete pace, fericire și multă iubire. Paște fericit! Hristos a înviat!